Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Lazy on Earth. Băi, s-au întâmplat foarte multe lucruri de la ultimul episod pe care l-ați văzut voi. Ok, avem healer-ul aici, dar nu o să ne luăm acum hrana. Hai să vă arăt ce s-a mai întâmplat între timp. Mi-am construit acest adăpost pentru cățeluși. Da, și momentan am doi cățeluși, da, puteți vedea aici, destul de drăguți. Da, trebuie alimentați constant cu hrană, da, cu aceste tipuri de carne sau cu mâncare specială pentru căței. Intenționez să construiesc acest ATV, dar pentru asta avem nevoie mai întâi de câteva chestii. Una dintre ele a fost să avem aici construită o podea din piatră, da, pentru care nu am încă suficiente resurse. Băi, aici nu s-au întâmplat mari lucruri. Încă mai am nevoie de 7 bucăți de rubber parts, nu știu, cred că sunt niște garnituri sau ceva de genul. Și la motocicletă la fel, mai am nevoie de 5 bucăți din astea, de o roată, piese de motor, coarne și rezervorul ăsta de combustibil. Ok. Aici am hotărât să-mi țin apa. Da, vedem aici că se filtrează constant apă. Hai să și consumăm. Și o voi ține în acest box, pentru că este foarte la îndemână de lucrat cu ea. Hai să ne facem și un duș pentru că e cazul și tot avem apa. Avem plantația asta de morcovi care în continuare funcționează destul de ok. N-am scăpat de cadavrul ăsta de aici cu care am început practic primele episoade. Ok, asta o să punem aici în rezervă. Alte chestii, aici o să ținem armele, da, și armurile. Pe aici ținem iar câteva chestii interesante, aici chestiile astea de metal, avem banda ar trebui mutată. Ok, aici ținem chestiile de valoare oarecum sau de acces. Aici avem iarbă, pietre și aici, lemn, chestii de metal. Aici ținem hrana, da, vedem hrană și oarecum băuturi, nu știu. Aici fierul, aici avem blănuri și funii și plasa aia de prins zombie. Da, și aici ținem superglue, spray-urile și banda izolieră. Bun, și mai avem aici două cufere în care ținem diverse chestii, asta e gol. Bun, și încercam eu să construiesc acum ceva zile acest ATV, care, vedeți, are nevoie de un stone floor, da? de o podea de piatră. Și am construit aici această podea, care va trebui upgradată. Și vedem că avem nevoie de 5 bucăți de piatră și 5 bucăți de lemn doar pentru a aduce la nivelul parchetului, cum ar veni. Da, iar ca să o creștem de aici mai departe, avem nevoie de acel fier topit plus bucățile alea de cărămidă din piatră, da? Tot un fel de piatră prelucrată. Așa că mai e destul de mult până la construcția ATV-ului. Poate reușim să construim motocicleta între timp, pentru că avem nevoie neapărat de un mijloc de transport. Da? Am observat că drumurile durează foarte mult. Și e destul de greu de jucat așa. Ok, păi pentru început, hai să vedem ce mai lăsăm acasă. O să lăsăm ATV-ul ăsta. Da, o să lăsăm și din lemne și din fier. Și eu zic că arătăm destul de ok. Am slăbus cu armurile, dar putem pleca deja într-o primă misiune. Hai să vedem dacă avem vreun event special la care putem lupta.
Ar fi trebuit să mai beau ceva apă. Și hrană la fel, dar poate găsim acolo. Bun. Uite, avem deja eventul ăsta de aici, dar avem nevoie de transport, vedeți? Ne încurcă destul de mult faptul că nu avem un vehicul. Așa că, băi, nici nu știu. Hai să vedem. Unde să mergem? Hai să mergem să mai căutăm fier. Ar fi bună și o zonă cu cărbune, dar e destul de greu de găsit cărbunele ăla. Da, cam toate sunt asemănătoare în zonele astea. Am fost și în bunker, da. Am reușit să curățăm primul nivel, nivelul minus 1, cred, sau minus 2. Și e destul de greu. Trebuie să mergi cu arme de foc acolo, cu puști, pistoale. Nu mai avem pentru că s-au consumat. Da, s-au distrus toate. Ok, hai să curățăm un pic zona asta de resurse. Sper că aveam și rucsacul cu mine. Dar cred că da. Da, este aici. Da, o să iau și plantele astea, că ne aduc uneori și semințe, vedeți? Avem și o sămânță. Ok, mai luăm fructe pentru hrană. Da, și de lemn vom avea nevoie, dar hai să vedem mai întâi ce avem în cufere. Luăm și funia. Ar trebui deja să halim câte ceva. Băgăm și un morcov, cartofi. Bun. Și stăm acum foarte bine cu hrana. Dar plantele astea le guleg mai mult pentru semințe. Și blănurile am văzut că sunt utile. Dar carnea iar e foarte bună pentru cățeluși. Ne cer constant. O bucată de aia ține câteva ore. Da, e puțin pentru ce nevoie au ei. Sunt și doi. Okay, hai să vedem ce găsim aici. Bun, bucată de blană. Ok. Avem aici un zombie. Și să luptăm și cutia de aici. Băi, chestia asta e un motor de mașină, nu? Cam așa arată. Cred că va trebui să mergem cu el așa acasă, probabil. Nu are loc în rucsac. Hai să distrugem și zombii între timp. Altceva nu cred că mai găsim aici. Da, probabil că nu. Lăsăm acolo momentan. Trebuie să mai curățăm un pic zona. A, și cu siguranță nu ar trebui să fie cel puțin un cufăr. A, nu avem unealta de spart pietre. Da, băi, dacă nu... Uite, un zombie din nou. Ok. Băi, el ne-a atacat. Mai avea ceva, mai avea rucsacul, dar nu știu la ce să renunț. Hai să-l luăm și rucsacul, că nu se știe când avem nevoie de el. Și cred că cam asta e pe aici cu resursele. Bun, hai să-i dăm un autocolect. Să vedem ce mai găsim.
Dar probabil voi renunța la ceva dacă găsesc un nou cufăr. Așa, să-l las să-și facă treaba. Avem nevoie de piatră, avem nevoie și de fier. Și chiar și să vânăm unele animale ar fi util. Dar nu va rezista mult acel. Dar uite un nou cufăr aici. Hai să mergem la cufăr. Nu-l putem deschide. Nu putem deschide. Stăm destul de rău cu viața. Ok. Dar pe cel de aici ar trebui să putem. Ok. Hai să vedem ce găsim aici. O grămadă de chestii. Băi, apă o să o bem. Să bem și berea. Și, sincer, chiar nu știu la ce am putea renunța. Hai să vedem. Băi, o să renunț la conserva asta. Adică le vom mânca și aș mai putea renunța la unealtă, dar se face destul de ușor și de fapt cred că putem face altă șmecherie, să mutăm unealta aici și acum avem loc și pentru acest lipici. Bun, așa, și mai e firul, acest cablu. Cred că renunțăm la lemn, la bucata de lemn. Da, și hai să mai colectăm chestii până una alta. Da, și neapărat să luăm acea piesă de motor. Ok. Am completat pietrele. Să luăm și fier de aici. Să vedem ce. Nu, ne vreau să mai spargă fier pentru că se va distruge unealta cât de curând. Asta nu-l puteam deschide. Să mai luăm bucățile astea două. Nu sunt sigur dacă l-am deschis pe ăsta. Nu l-am deschis. Să vezi iar chestii bune ce găsim aici. Perfect. Da. Nu, să-l las să ne omoare. Avem prea multe chestii bune acolo. Da, avem un nou event aici. Cu siguranță vom merge și acolo în acest episod. Hai întâi să ne dăm un heal. Da, și eu zic că putem. Nu mai avem nicio armă. Asta e destul de rău. Sper doar că n-a furat bucata aia de motor. De care aveam. Care aveam noi nevoie.
Băi, chiar nicio armă. Să-l batem așa pe acest zombie. Nu mai vin semințe, din ce văd. Ok. Inventory is full. Nu mai știu exact unde am lăsat cea bucată de motor. Da, e aici. Excelent. O vom lua. Acum, sincer să fiu, nici nu știu, aș mai căuta niște chestii pe aici. Să mergem în jos. A, unde e tipul ăla, că vreau să-l bat. Băi, nu prea mai avem ce să doar câteva bucăți de lemn mai putea aduna. Restul suntem cam full. De fapt, cred că putem crafta o unealtă, să mai luăm și fier. Cred că asta e mai bună. Ok, trebuie să renunțăm la ceva. Bine, facem o șmecherie. Mergem aici. Nu, mai sus. Mergem aici, punem lipiciul. Ne craftăm acest unealtă. Ne luăm înapoi lipiciul. Și mai spargem niște bucăți de fier. Să luăm și lemnul. Mai devreme le găsisem. Uite aici una. Să luăm și piatra asta. Perfect. Ok. Da, pietre suntem full. Mai avem nevoie de lemn și de și de fier, dacă mai găsim ceva bucăți pe aici. Dacă nu, putem pleca și așa. Oricum am găsit destul de multe chestii. Da, și cred că e cam curățat totul pe aici. Da. Bun. Băi, hai să ne întoarcem la bază. Să ne găsim întâi motorul. Uite-l chiar aici. Acum, sincer să fiu, nu știu cât de util ne va fi. Dar din moment ce putem să-l luăm, de ce n-am face-o? Ok, avem nevoie de un transportor. Bun. Hai să ne întoarcem așa. Ne ducem la bază, lăsăm din chestii și plecăm la acel event. Da, să nu uităm să ne luăm și arme. O să iau două arme cu mine. În cazul în care una dintre ele se bulește, să o avem pe a doua. Ok, bun. Hai de pe jur aici. Băi, nu cred că am găsit chestii pentru motocicletă. Ia să vedem, nu, nimic util. Hai să consumăm niște apă. Am văzut cam multă. Vom să ne și mâncăm un morcov. Da, mergem să dăm întâi la cățeluși. Da, și timp de 6 ore sunt ok. Hai să mutăm și apa. Ok. Putem da split la semințe
Și vom pune la cultivat 3 bucăți aici și 3 bucăți aici. Asta deja putem să-l luăm. Bun, hai să vedem. Băi, la hrană putem să ne lăsăm 20 de morcovi. Pe ăștia o să-i luăm cu noi. Iarba de asemenea trebuie lăsată, lemnul trebuie lăsat. Ok. Mai aveam și o blană? Nu. Dar cred că am renunțat la blană mai devreme. Ok, și fibra asta de... Bun, mai avem și fierul. Să vedem. Funii și piei de astea de lup. Lipiciul era aici. Bun, și asta putem să o lăsăm tot aici. Mai avem rucsacul și bucata de sârmă. Băi, rucsacul aș pune acolo la echipamentele de luptă. Hai să vedem ce arme ne luăm cu noi. Asta dă damage 7, 17 și 8. Bun, o să iau astea două chestii. Lăsăm rucsacul. Pe doamna deja ne echipăm cu ea. Mai avem un pick cakes, de ăsta, un pick armor. Și suntem... eu zic că suntem bine. Da, hrana stăm super. Cu apa la fel de bine. Băi, putem pleca. Da, hai să vedem ce chestii găsim aici. Era eventul cu motoreta, da? Nu acesta, mai era unul aici pe undeva care dura asta. A, da, cu convoiul de mașini de armată. Hai să dăm o fugă până acolo, să vedem ce găsim. În următorul episod probabil vom merge din nou în bunker. Aveam nevoie de multe chestii acolo ca să deschidem uși. Aveam nevoie de niște carduri de acces, nu mai știu, pe care le obțineam de la zombie. O să mă apuc să adun și fiber. Ok, băi, tipul ăla cred că nu e de al nostru. Hai să vedem aici ce găsim. Sper să găsim ceva armament. Oh, mamma mia! Cum ne-a luat acolo. Mamă, cu mult noroc am reușit să scăpăm cu viața. Hai să vedem ce am găsit. Băi, chestii bunicele, da. Mă așteptam să găsim ceva arme. Sincer. Pentru că altfel e destul de greu să ne luptăm cu el. Ne-a rupt în două, efectiv, acolo cu arma. Încercăm să ne mai strecurăm o dată. Poate reușim să mai furăm câte ceva. Și ne-a văzut din prima. Da, pe noi vine. Pe noi vine. Nu știu cum vom proceda. Mai încercăm o dată. Hai să vedem. Poate de data asta va fi mai ok. Da, dacă nu avem nicio șansă. Ne întoarcem înapoi și... Uite, văd acolo un box. Fugi, 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 fugi. Băi, nicio șansă cu tipul ăsta. No, ne-a dat de urmă și nu mai scăpăm. Cu
cu una, cu două. Hai să ne întoarcem la bază. Ne întoarcem la bază și încercăm să ne facem o armă. Am văzut că era destul de ușor de făcut acea masă de construit arme. Hai să vedem. Altfel nu avem cum să-l scoatem. Bun, hai să ne uităm de ce avem nevoie. Nu. Ăsta de aici de jos era weapon. Aha, gunsmith bench. Da, masa de arme. Altceva, nu știu dacă putem. Zipanul ăsta. Băi, nu avem chestia asta. Asta ar fi ok. Asta ar fi ok de făcut, dar tot n-avem suficiente chestii pentru el. Altceva, poate arcul. Deși nu știu cât de mult damage dă. Mai era varianta să mergem la dealer, dar nu e tot timpul dealerul, nu-l găsim tot timpul. Hai să vedem dacă mai găsi ceva piese pentru... Nu, avem o bere pe care o să bem. Oare, ce-i chestia asta? Plastic. Ok. Plastic. Bun, hai să ne lăsăm din chestii. Să vedem ce avem. Putem să lăsăm kitul ăsta medicinal. Ok, o să duc aici cheia și rulmentul. Avem și o bucată de iarbă. Am reușit să o furăm. Și plasticul, cred că o să-l bag aici cu celelalte ciudățenii. Băi, hai să facem atunci masa asta de lucru pentru lemn. Avem nevoie de 5 bucăți astea de fier și de 10 de lemn. Hai să o construim și să vedem unde o vom așeza. Nu merge afară. Are nevoie de suport. Dar nici pe aici nu prea merge. Ok. Bun. Băi, asta arată mai degrabă o chestie care ar trebui să stea afară. Hai să vedem, poate în zona asta de... De sus, nici nu știu. Faza e că nu știu dacă le putem muta ulterior. Da, nu mai poți muta. Atunci hai să o facem undeva afară. Cred că în zona asta pare potrivită pentru așa ceva. Hai să construim atunci podeaua asta de lemn. Da, o să fac toată zona asta de lângă casă să fie un fel de terasă. Da, și aș vrea să și upgradez. Da, nu. Hai mai întâi să construim masa. Da, avem aici în inventory. Și fix aici o să punem. În partea din dreapta. Ok, bun. Și practic ea ne va scoate pentru fiecare bucată de lemn o bucată de lemn prelucrat. Ok, hai să începem deja cu astea două bucăți. Da, durează ceva. Nu merge chiar instant.
O să iau bucățile astea toate și pasta. Și cred că mai avea nevoie de piatră pentru... Da, pentru a face acel parchet. Hai să vedem. Astea le băgăm pe toate aici. Și deja începem să upgradăm zona asta unde va fi ATV-ul. Ok, deja nu mai avem nu mai avem lemn prelucrat. Și ăsta mai durează. Bun. Păi, ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.